Astăzi vom juca cariera lui Octavian Popescu, dar cariera acestuia va fi decisă de roata asta, roata asta și roata asta. Salutări și bine v-am găsit la un nou videoclip de pe canal. V-a plăcut mult clipul cu Iani Sagi? Am văzut că au fost multe comentarii care ziceau să facem cu Octavian Popescu același challenge, așa că îl avem aici desigur. 2500 de like-uri și facem și cu alți jucători, lăsați în comentarii cu cine mai vreți. Ideea clipului de astăzi este destul de simplă, pentru cei care n-au văzut clipurile trecute. Avem aici o roată care spune dacă rămâne sau dacă pleacă. De obicei schimb regulile la fiecare videoclip. Regula pentru astăzi este că nu are voie să stea mai mult de 2 sezoane la un club. Mai avem roata asta de care vom da la finalul sezonului și în funcție de ea va primi un bonus de rating sau desigur va putea să scadă. Avem plus 2, plus 3, plus 4, plus 5 și minus 1, minus 2 ca să nu scadă chiar așa mult. Și avem roata cu echipele desigur, avem destul de multe echipe pe roata asta. O să-i fac așa frumos să se vadă ca lumea, însă o să facem atunci când dăm de ea. Obiectivul pentru clipul de astăzi este ori să ajungem la 99, ori să câștigăm UEFA Champions League. Ori să câștigăm balonul de aur cu Tavi. Dacă nu le îndeplinesc, aia e. Vom simula un total de 5 sau 6 sezoane și hai să-i dăm drumul cu primul sezon, care va fi la FCSB desigur. O să-i dăm un development plan așa de început. O să-i dau să crească pe shooting acolo și pe viteză. O să-i dau inverted winger, zic eu că e destul de potrivit development planul ăsta. Hai să mergem până la finalul campionatului și să simulăm. La balonul de aur clar nu are să mă uit pentru că nu are șanse să câștige, așa că sperăm că se descurcă în grupa asta de Europa League, pentru că am băgat-o pe FCSB într-o grupă de Europa League, dar vom vedea la finalul campionatului ce se întâmplă. Hai să simulăm până la final, băieți. Campionatul în Liga 1 se termină, hai să vedem ce a făcut FCSB-ul. FCSB termină pe locul 2, Craiova se pare că este câștigătoarea Ligii 1 cu 52 de puncte. CFR Cluj destul de prost termină acolo. Da, și noi terminăm pe locul 2 din păcate. Hai să vedem cum s-a descurcat echipa de asemenea în Europa League, pentru că în cupă văd că a câștigat Sepsi, poate câștigă și în realitate, cine știe. Iar în Europa League FCSB s-a descurcat destul de bine, am ieșit din grupa asta cu Braga, cu Midtjylland ăștia, n-am știut niciodată cum se citește, așa că nu are rost să mai mă chinui să pronunț numele. Și echipa asta, nu știu de unde e, Deger Force. Habar n-am. Aici în optim se pare că pierdem împotriva celor de la Real Sociedad cu 5-3 la general. Nu ne-am descurcat rău, ne-am descurcat chiar admirabil, zic eu. Hai să vedem ce a făcut și starul videoclipului de astăzi, Octavian Popescu. Se pare că este golgheterul Ligii 1 cu 21 de goluri în 40 de meciuri. Foarte, foarte bine pentru Octavian Popescu. Tănase și el de asemenea joacă bine. Iar per total, Tavi a dat numai puțin, numai mult de 24 de goluri și 8 asisturi, reușește să crească plus 7 OVR. Mamă cât s-a dus, ești nebun? Plus 7 OVR într-un singur sezon. Poate să primească chiar un bonus de rating, pentru că vom merge și vom da de roata aia minunată. De asemenea, notă de 7.30 pentru acest an medie. Hai să mergem să dăm de roată să vedem dacă primește un bonus sau nu de rating. Și... mamă, primește plus 5, ești nebun? Mamă, ce țipă copilașii. Primește plus 5, ce noroc are Tavi. Primește plus 5 OVR, deci crește plus 12 într-un singur sezon. Da, l-am făcut pe Tavi 84, mergem în sezonul numărul 2 să vedem dacă se transferă sau nu la altă echipă. Suntem în sezonul numărul 2 și mergem și dăm de roata asta să vedem dacă rămâne sau pleacă. Hai să vedem ce se întâmplă. Iar Tavi Popescu oare va rămâne la FCSB? Oare nu va rămâne? Se pare că va pleca de la FCSB în acest sezon și sunt curios care va fi următoarea destinație. Hai să mergem să dăm de roata asta frumos, o facem pe full screen ca să fie totul cum trebuie. Și dăm de roată. Ia să vedem ce echipă oare îi pică lui Tavi Popescu. Dortmund sau Real Madrid? Mamă, Real Madrid se duce direct la granzii Europei. Cu băieții ăștia s-ar putea să câștige UEFA Champions League, totuși are concurență mare acolo pe poziția de left wing pentru că e Vinicius. Da, primim oferta de la Real Madrid, o echipă forță pentru Real, chiar putem să câștigăm Champions League-ul. Oricum vom simula tot 5 sau 6 sezoane chiar dacă vom câștiga UEFA Champions League. Da, se pare că Real Madrid acceptă, trebuie să-i dăm prima oară totuși release lui Tavi Popescu ca să luăm gratis la Real Madrid. Da, aventura lui Tavi la FCSB se termină. Ok, semnăm aici frumos cu Real Madrid, gata frate, am semnat cu Real Madrid, asta zic.
19 ani pentru Tavi și costă 61 de milioane de euro. Mamă, și noi luăm pe gratis, asta zic. Ia uite ce frezare, nu prea seamănă cu cel din realitate. Din păcate o să-i dăm contract pe 4 ani și mergem mai departe. Are rating mai mare totuși Vinicius, dar dacă îi dăm un development plan corect lui Tavi, s-ar putea să-l întreacă pe brazilian, așa că o să încerc să-l fac white playmaker, pentru că îi crește și skill moves-ul. Deja are oricum 5 stele weak foot, așa că ar merge să facă și 5 stele skill moves. Îi dăm white playmaker și mergem mai departe. Sunt curios cine a câștigat balonul de aur și l-a câștigat Kylian Mbappe. Oricum o să-l întreacă Tavi, o să vedeți. Hai să mergem până la finalul campionatului să vedem pe ce loc termină Real în campionat și de asemenea ce face în UEFA Champions League, pentru că nu m-am uitat să fiu sincer. Mamă, suntem în Europa League, nu cred așa ceva. Și jucăm cu Celtic, wow. Mamă, Chelsea e și în Europa League, bă, ești nebun? Poate mă scoate Chelsea, ești nebun? Nu m-a scos Chelsea, ok, cred că o să câștigăm Europa League cel mai probabil. De ce sunt așa echipe bune în Europa League? Nu înțeleg de ce e și Manchester United. Mamă, m-a spart Manchester United. De ce sunt așa echipe bune în Europa League? Care-i faza? Ok, campionatul se termină, probabil că s-a terminat și UEFA Champions League și celelalte competiții europene. Starul, din clipul de astăzi, ajunge la 88. Mamă, crește plus 4 aici la Real Madrid. Crește foarte bine. Forță rău de tot, dar stați că nu m-am uitat să văd în campionat. Ne uităm după iar la Tavi. Prima oară trebuie să ne uităm să vedem ce am făcut în campionat. Se pare că am reușit să câștigăm campionatul, 83 de puncte. Mergem de asemenea în UEFA Champions League, de asemenea Supercupa Spaniei am câștigat-o, Cupa Spaniei am câștigat-o. Din păcate în UEFA Champions League nu ne-am descurcat foarte bine, finala se dă între PSG și Liverpool, deci din nou posibil ca Mbappé să câștige balonul de aur. Terminăm pe locul 3 în grupa asta cu Juventus, Lyon și Shakhtar Donetsk. Europa League se pare că a câștigat-o Manchester United. Noi în Europa League suntem scoși de asemenea de Manchester United cu 7-3 la general în sferturile de finală. Urât, urât, ce să zic. Oare Tavi se află aici pe lista marcatorilor? Asta este întrebarea. Da, marchează 15 goluri în 37 de meciuri. Nu știu dacă se vede de mine. Acum ar trebui să se vadă. Da, 15 goluri în 37 de meciuri. Nu e o performanță rea. Iar în total, hai să vedem în total câte goluri reușește să marcheze Tavi. Tavi se pare că este golgheterul echipei cu 24 de goluri și 9 asisturi în 57 de meciuri, o medie a notei de 7.30. Bă, e forță, a crescut plus 4, se poate duce chiar mai mult de atât, pentru că din nou trebuie să dăm de roată. Fantastică performanța lui Tavi, hai să mergem să dăm de roată să vedem dacă mai primește un bonus de rating sau poate scade, cine știe, poate are ghinion. Nu, primește un bonus de plus 2, zic eu că e ok, se duce la 90 OVR se pare. Da, și a ajuns la 90 OVR Tavi Popescu. Hai să mergem în sezonul următor să vedem dacă rămâne sau pleacă de la Real Madrid. Iar Tavi Popescu se pare că va pleca. Da, se pare că va pleca de la Real Madrid. Nu îi place să stea prea mult la o echipă, e un fel de Ibrahimovic așa. L-aș vedea la o echipă din Italia, zic eu, dar alege, ok, zice other pick for you, o să mai dăm o dată de roată și poate de data asta pică echipa din Italia. Încă o dată spin again? Nu, bă, se duce la PSV, mamă, se duce în campionatul Olandei. Da, destul de nașpa, zic eu. Primim oferta de la PSV, aplicăm pentru ofertă, desigur. Îi dăm lui Tavi, din păcate, release aici la Real Madrid și mergem și semnăm cu cei de la PSV. Am primit deja oferta de la aceștia. Mergem, semnăm cu băieții ăștia din Olanda. Măcar poate reușim să câștigăm campionatul din Olanda. În Europa nu știu ce o să facem cu PSV, dar rămâne de văzut. Și o să trebuiască să mergem să luăm pe Octavian Popescu, pentru că este liber de contract. 20 de ani pentru acesta, 90 OVR, 145 de milioane costă în momentul de față. Zic eu că e cam tank. Bă, măcar n-are salariu mare, ce să zic. Și nu cred că are cine știe ce concurență. Îl băgăm aici în echipă și văd că e coechipier cu Ghioțe, destul de interesant. Mergem, simulăm până la finalul campionatului, cei de la PSV se pare că sunt aici în UEFA Champions League într-un play-off ceva. Cum ar fi să câștige Champions League-ul cu PSV? Deși e aproape imposibil. Poate nici măcar nu mă calific. Ba da, mă calific mai departe și am ceva play-off cu Sporting. Aici nu știu dacă mă calific mai departe sau nu. Ok, am făcut egal, cred că ne mergem în Europa League. Da, mergem în Europa League, se pare, suntem într-o grupă de Europa League, din păcate.
Sunt curios cine a câștigat balonul de aur, însă cel mai probabil că Mbappé să fie câștigătorul. Iar câștigătorul este... Foden câștigă, nu câștigă Mbappé. Interesant, deci Foden câștigă balonul de aur, se pare. Campionatul s-a terminat, PSV termină pe locul 2, din păcate. Ajaxul ne ia fața, sunt cu 8 puncte în fața noastră, au câștigat titlul lejer. Din păcate n-a făcut cine știe ce PSV-ul acolo în campionat. Măcar câștigă cupa sau nu știu ce naiba e asta, cred că e cupa. Și nici în Europa League nu ne-am descurcat extraordinar. Din nou PSG-ul în finala Champions League, prea OP echipa PSG-ului. Chelsea în finala Europa League. Iar noi suntem scoși încă din grupe, terminăm pe ultimul loc aici în grupa asta cu Young Boys, Ted Rens și LASK. O să ne uităm totuși la starul videoclipului de astăzi, care este golgheter aici în campionatul Olandei. Mult prea bine joacă Tavi, se pare, până și în campionatul Olandei este golgheter. 19 goluri în 33 de meciuri pentru acesta, iar per total se pare că a reușit performanța de 26 de goluri și 10 asisturi, din nou o medie foarte bună a notei de 7.20 și crește plus 2 OVR, ajunge la 92. Tavi, hai să vedem dacă primește un bonus sau nu. O să mergem aici și o să dăm de roata asta cu ratingul. Sper că o să primească plus 5 ca să ajungă la 97, frate. Hai să vedem dacă primește un plus 5 acolo. Nu, primește plus 4, se duce la 96, forță rău de tot. Până acum Tavi are noroc că n-a picat deloc în minusul și e bine, hai să-l facem la 96 OVR. Da, Tavi ajunge la 96 OVR și mergem în sezonul numărul 4, o să vedem dacă rămâne sau nu la PSV. Eu sper că nu o să rămână, dar vedem ce pică. Bă, eu sper că o să plece ca să vedem la o echipă mai forță, pentru că deja la 96 OVR zic eu că merită o echipă mai bună. Iar Tavi se pare că va rămâne. E funciat, ce să zic. Da, sezonul ăsta va rămâne, însă sezonul viitor va pleca, pentru că am zis că are voie maxim 2 ani la un club. Sper să mă calific în UEFA Champions League și avem din nou play-off destul de greu. Jucăm cu cei de la Lyon, o să simulez. Dar de ce n-are 96 Tavi? Care-i faza? Wow! Ok, și hai să vedem ce se întâmplă cu cei de la Lyon, dacă Tavi va face performanță și pierdem cu 3-1. Extraordinar! Deci s-ar putea să jucăm tot în Europa League, e o posibilitate foarte mare să jucăm tot în Europa League, din păcate. Și aici câștigăm cu 3-2, dar suntem scoși cu 5-4 la general, din păcate. AE. Deci se pare că vom juca tot în Europa League, poate măcar Europa League reușim să-l câștigăm, dar e greu, e greu. Bă, CFR Cluj! I-am bătut pe CFR Cluj. Și avem și Celtic, Celtic și CFR au mai fost în aceeași grupă de Europa League. Iar balonul de aur îl câștigă Mbappé încă o dată, am înțeles. Clar, Mbappé câștigă balonul de aur foarte des. Are noroc și de echipă totuși, e PSG-ul acolo. Noi măcar suntem calificați în optimile Europa League și jucăm împotriva celor de la Sporting. Și din păcate cred că suntem scoși, nu? Da, am pierdut în optimile UEFA Europa League, AE. Campionatul s-a terminat aici în Olanda și PSV-ul se pare că l-a câștigat la limită, 74 de puncte pentru aceștia, destul de decent, ce să zic, se pare că și cupa o câștigăm cu 3-0, iar în Europa League, cum am zis, ne-am descurcat cam prost. Mama, AC Milan în finala UEFA Champions League, ești nebun? Da, în Europa League pierdem aici în optimile de finală, de fapt chiar mai rău, pierdem în preliminarii rounds cu 6-4 la general împotriva celor de la Sporting. Hai să vedem ce a făcut Octavian Popescu, dacă din nou e golgheter, se pare că e golgheter, ia fața lui Antony acolo, 22 de goluri în 34 de meciuri aici în campionatul Olandei. De asemenea, per total, Tavi reușește, 32 de goluri și 12 asisturi în 50 de meciuri, aici mi-arată că a crescut plus 4, dar de fapt a rămas tot la 96, deci practic n-a crescut deloc în sezonul ăsta. Și hai să vedem dacă primește un bonus de rating. Mai are foarte puțin și ajunge la 99 OVR. Îi trebuie aici un plus 3 și cam ăla este. Hai să vedem ce îi pică. Și plus 5, e clar, da, se duce la 99 OVR. E bine pe noroc Tavi Popescu, ce să-i zic. Din păcate nu merge să fac 99, cam 98 este maximul, nu știu de ce. Hai să mergem în sezonul următor să vedem la ce echipă se va duce. Deja obiectivul cam l-am atins cu maximul de rating. Obiectivele cu câștigarea balonului de aur și cu Champions League-ul sunt cam grele de obținut, foarte grele, dacă mă întrebați pe mine. Haide mă, o echipă bună, o echipă forță vreau să văd. Ok, a picat PSV încă o dată, de fapt nu a picat, other player picks for you. Așa că vom mai da încă o dată de roata asta
minunată și se duce la Atletico Madrid, se duce din nou în campionatul Spaniei. Atletico Madrid nu e echipa rea, chiar poate face performanța acolo la Atletico, așa că îl vom transfera la spanioli. Mergem și semnăm cu Atletico Madrid, băieți, în anul 2025. Și trebuie să luăm pe Tavi Popescu, nu știu dacă are concurență acolo, însă 100% va juca Popescu. Ok, Octavian Popescu, 22 de ani, 325 de milioane de euro costă acesta, ești nebun. Ok, clauză de 871 de milioane, clar acceptăm că nu cred că are cineva banii să plătească atât de mult. Renan Lodi va juca left back, chiar aici se pare că va intra Octavian Popescu de 97, aproape 99, să-l facem 99, așa o să încercăm cel puțin. Bă, dar cred că e mai bine joc altă formație, fiți atenți, o să joc un 4-3-3 cu false 9, așa zic eu că e forță formația asta, Felix aici, false 9. Bă, echipa chiar arată bine, doar că nu prea avem CDM. Aș lua să fiu sincer un CDM la echipă. Ah, l-am părenat o Sanchez. Mamă, l-am părenat o Sanchez. Îl fac CM aici și cam așa arată echipa. Mamă, arată forță echipa. Eu zic că reușesc să câștig Champions League. Mamă, l-am și pe la port. Mamă, cât de bună echipa. Forță rău de tot. L-am și pe la croa. Mamă, păi trebuie să câștig Champions League cu echipa asta. Ok, l-am făcut pe Tavi 98, ăsta e maxim, i-am dat 99 la tot, efectiv, nu știu de ce nu poate să ajungă la 99, însă zic eu că sezonul ăsta va fi norocos aici la Atletico. Ok, se pare că suntem aici într-o grupă cu cei de la Leipzig, facem 2 la 2 doar cu Leipzig, o să simulez manual dacă ajungem în optimile UEFA Champions League, însă se pare că pierd acolo, nu știu efectiv cum pierd cu Benfica, trebuie neapărat să bat AS Roma, se pare că reușesc să câștig cu AS Roma. Iar câștigătorul balonului de aur este încă o dată Mbappe. Wow. Mamă, și avem meci în optimele UEFA Champions League cu cei de la Manchester City. Foarte, foarte greu să-i bat pe City. O să simulăm manual meciul ăsta. Sper eu că Octavian Popescu va face față acolo și că îi va bate singur pe cei de la Manchester City. Haide mă, dă-i dublă. Bă, n-a dat nicio dublă, dar măcar câștigăm cu 2-0 de Chetela Rai ăsta. Nu știu cine e, marchează. Și Consei sau marchează, ok, nu știu cine sunt jucătorii ăștia, să fiu sincer. Important este că îi batem pe cei de la City. Mergem și la retur, aproape asigurată calificare aici împotriva celor de la Manchester City. 1-1 se termină, Octavian Popescu marchează și el în minutul 60. Și mergem mai departe în sferturile de finală, băieți. Oh, Real Sociedad, bine ai venit Real Sociedad și bine ai plecat de asemenea că mă duc în semifinale. Nu știu ce echipă au băieții de la Real Sociedad, însă ar trebui să-i bat ușor. Și 3-0, câștigăm lejer, 2 goluri marchează Octavian Popescu. Cred că mergem în semifinale, băieți. Hai să simulăm meciul. 2-2 se termină, Consei sau marchează Octavian Popescu încă o dată. De asemenea ratează și penalti Tavi, dar nu mai are importanță. Ne calificăm împotriva celor de la Real Sociedad și mergem în semifinalele UEFA Champions League, care se anunță a fi spectaculoase. Nu știu care este adversarul cu care vom pica. Ok, picăm cu Borussia Dortmund. Este echipa mea preferată, dar îmi pare rău, trebuie să-i distrug. Sper că nu au cine știe ce echipă. Îl mai au în continuare pe Haaland, o să fie bătaie mare acolo. L-au și pe Bellingham, echipă bună pentru Dortmund. 100% au rating mare băieții ăștia. Însă zic eu că o să reușesc să-i bat. Hai să vedem ce se întâmplă, meci acasă. Ok, nope. Câștigă Dortmund cu 2-1, Haaland mare. Și de asemenea, Luke Shaw. Totuși, sper că în retur o să câștig la 2 goluri diferență ca să pot să mă duc în finală. Hai mă să mergem în finala UEFA Champions League. Haide Tavi, vreau calificarea Tavi. Dă-i Tavi acolo 2 goluri să-i batem pe Dortmund. No, 1-1, bă. Nu mergem în finală, din păcate, bă. Totuși, poate măcar am câștigat campionatul, cine știe. Bă, dar la limită, mă, frate. Nu mai am putut să dau un gol acolo să mă duc în prelungiri. Nici campionatul se pare că nu-l câștigăm, doar 75 de puncte. Barcelona cu 83 de puncte. Cam nașpa. Nici cupa n-am câștigat-o, se pare că a câștigat-o Osasuna cupa, însă important este ce a făcut Tavi și se pare că este pe locul 2 aici pe lista marcatorilor, 24 de goluri în 37 de meciuri, la bord se pare că e pe primul loc acolo și în spatele nostru îl avem pe Vinicius Richarlison, interesant.
Dar, per total, Octavian Popescu reușește să marcheze 33 de goluri și 9 asisturi în 51 de apariții. Clar, golgheterul echipei a cărat echipa în spate, adică uitați-vă ce diferență mare este față de restul jucătorilor. Din păcate, n-a reușit să câștige Champions League-ul, însă mai are un singur sezon la dispoziție ca să reușească acest lucru. Vom vedea dacă va rămâne sau va pleca de la Atletico Madrid. Și rămâne, da mă, da, asta zic, a doua șansă pentru Tavi să strălucească în ultimul sezon la Atletico Madrid. Din păcate, expiră cam multe contracte și nu le-am reînnoit, asta e marea problemă. Mamă, pleacă Oblak, pleacă De Paul, pleacă mulți jucători forță de la echipă. De fapt, nu, cam ăștia sunt singurii. Bă, dar pleacă João Félix, pe bune. Mergem până la finalul campionatului, ultimul sezon, băieți, să vedem ce se întâmplă. Din păcate, echipa e mult mai slabă acum pentru că nu prea mai avem rezerve. Și se pare că Foden câștigă încă o dată balonul de aur. Bravo lui Foden, ce să zic. Noi suntem în optimile UEFA Champions League împotriva celor de la United. Jucăm turul cu aceștia. Au o echipă decentă, însă și echipa mea e ok. Hai să simulăm acest match cu cei de la United. Ok, pierdem cu 2-1. Returul cu englezii. Haide mă, Popescule, fă ceva. Pierdem încă o dată 2-1, suntem scoși încă din optim, destul de greu. Da, Tavi nu câștigă UEFA Champions League. Este unul din jucătorii ăia foarte bun care nu reușește să câștige această competiție. Mergem până la final. Atletico Madrid se pare că termină foarte prost. Termină pe locul 5 aici în campionat. Până și Granada termină peste noi. 63 de puncte doar. Din păcate, foarte, foarte slabă performanța. În Champions League ați văzut ce am făcut. Iar în campionat, Tavi este pe locul 4 aici în top goalgetter, 21 de goluri în 38 de meciuri. Per total, acesta a reușit nu mai mult, nu mai puțin de 27 de goluri, 13 asisturi în 50 de meciuri. Bună performanța acestuia și cam ăsta a fost clipul, băieți. Dacă mai vreți clipuri de genul, lăsați un like acolo. Din păcate am atins doar un singur obiectiv și ăla cu ratingul, ăla era destul de ușor oricum de îndeplinit. Cum am zis, dacă mai vreți clipuri de genul, like acolo, nu uitați să lăsați români în comentarii sau orice fel de jucători cu care mai vreți să facem challenge-ul ăsta. Eu am fost Gianni. Nu uitați să vă abonați, 80.000 de abonați acolo, forță, v-am pupat băieți, pa!